Voi fi studentă la Harvard pentru o săptămână. Harvard, am zis Harvard, ați înțeles, nu? Sunt super entuziasmată, abia aștept să ajung acolo, o să vă plimb cu mine prin tot campusul și o să vă iau chiar și la curs și stați până la sfârșitul clipului pentru că am pentru voi o mare surpriză! Am ajuns la Harvard și abia aștept să împărtășesc cu voi toată experiența. Acum este duminică, ne plimbăm cu campusul. Campul, adică sunt doar părinții în vizită cu copii, dar vreau să vă arăt clădirile pe care le-am văzut azi noapte, care m-au dus într-o altă dimensiune de sud și de orașe universitare, lucruri de care eu personal n-am avut parte. Câteva informații despre Harvard. Este cea mai veche universitate din America, fondată în 1636 de John Harvard, acel preot a cărui statuie este peste umorul meu. El și-a donat foarte multe cărți universității și a primit numele lui. Aici suntem în Harvard Yard, cea mai veche zonă din campus, și în partea aia de acolo sunt foarte multe dintre căminile bobocilor, unde a fost și Mark Zuckerberg și a înființat Facebook. Suntem într-o clădire superbă. Este biblioteca de la Harvard, cea mai mare bibliotecă universitară din America, unde sunt cele mai multe cărți, cele mai multe volume. Și tot mă uit la studenți cum intră aici, sunt foarte invitat. Mi-aș dori tare mult să am un bel să pot să intru să văd ce e acolo și să am acces la atât de multe informații. Și dacă tot vorbim de cifre și de cea mai mare sau cel mai mare, Universitatea de la Harvard are cea mai mare avere de 50 de miliarde de dolari pe care o investesc în obligațiuni, acțiuni imobiliare și o investesc chiar și în pădurile din România. E cel mai mare proprietar, deținător de păduri din România. Tocmai am ieșit din clădirea superbă și ne ferim de vânt aici pentru că e groaznic de frig. Dar vreau să vă povestesc un pic. Partea, zona a clădirilor de aici sunt dedicate Harvard Arts. În spate este Harvard Science, ne-a fost aseară în expediție și a fost a trip down memory lane. Pur și simplu am devenit nostalgică și mi-am adus aminte de mine când aveam laboratoarele mele, pentru că am avut acces la laboratoarele de chimie, de biologie, am văzut acolo anunțurile, am văzut și studenții, a fost așa foarte, foarte dragă mie experiența. Din păcate n-am putut filma, dar pe plimbăm astăzi cât putem. Și acum mergem mai departe să explorăm partea dedicată Harvard Business School și Harvard Law School, sunt cele mai apreciate ale universități și acolo o să avem și noi mâine cursuri. Noi ne-am plimbat aici, în Harvard Yard, unde v-am arătat biblioteca. În partea de jos, Harvard Law School, n-am ajuns încă, dar urmează să ne primăm zilele următoare. În schimb, am mers la pas până aici, unde suntem acum, pe malul râului. Traversăm să ajungem la Harvard Business School, în zona asta. Și o să trecem și pe lângă stadion. Am ajuns pe stadionul de fotbal american și de la cross al Universității de la Harvard. Acolo în spate este Harvard Business School, peste stradă cumva, sunt foarte multe clădiri și urmează să ne plimbăm și pe acolo. Dar ce vreau să vă povestesc este că am făcut 30 de minute din Harvard Yard, unde m-am plimbat prima dată, până aici, în condițiile în care Harvard Yard nu este extrema sudică a campusului. Campusul cu totul are 85 de hectare, which is huge, huge. Acum am ajuns în partea de Harvard Business School, toate clădirile astea, locul unde se stă, dorms, cabine, unde stau și profesorii și locul unde se învață partea de business school. Arată foarte frumos, foarte frumos. Ce m-a impresionat, pentru că tocmai venim prin partea de stadion, am văzut stadionul pentru toate sporturile, rugby, lacrosse, baseball, am văzut stadioane de tenis, golf, orice. Suntem în continuare în campusul Harvard Business School. Acolo vom avea cursurile următoarele 5 zile. Este practic un modul dintr-un program executive care o să dureze 5 module și este prima dată când vin fizic în campus. Până acum am mai făcut programe de ale lor, dar online și cursuri mai scurte. Am fost și în alte campusuri în state, am fost la Tufts, este cea mai tare universitate de parodontologie din state. Am fost la Stanford, n-am învățat, ci doar am audiat niște cursuri. Și am fost și la Berkeley, pe coasta de vest de data asta, foarte nice. Am și participat la cursuri tot așa de negociere și leadership, dar parcă aici este altceva. Am încheiat o zi plină pe terenurile Harvard University. Urmează 5 zile de curs, m-am înregistrat astăzi și am și cunoscut niște colegi cu care voi parcurge următoarele zile. Și o să revin aici în fiecare zi cu o scurtă frază în care vă spun lucrurile pe care le-am reținut de la curs și care simt că merită să le folosim în viața de zi cu zi. S-a încheiat prima zi de curs, a fost plină de informații. Un singur lucru vreau să vi las aici, să țineți minte BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, adică ce altă alternativă ai tu dacă nu reușești să ai o negociere de succes, dacă nu ajungi la un consens. În plus de asta, e foarte important să identifici care este BATNA persoanei cu care negociezi, să știi care sunt limitările lui și să încerci să exploatezi lucrul ăsta. Am încheiat ziua 2, a fost intens. Ce vreau să vă spun este că dacă te găsești într-o situație în care ești foarte implicat emoțional și trebuie să ai o negociere, trebuie să ajungi la un consens, fă un pas înapoi și încearcă să te împrietenești cu partenerul de discuție, să afli mai multe despre el. E foarte posibil ca împreună, ca prieteni și ca parteneri să ajungeți la un consens care să fie bun pentru amândouă părțile. Două propoziții cu care vreau să vă las astăzi. Definiția tragediei într-o negociere: să plătești pentru un element care nu era de interes pentru contrapartida ta. Și al doilea, nu contează ceea ce spunem, ci ceea ce celălalt aude. I want to tell you about what she did during this time period. And then at the table, the time that there was some movement. Ultima zi de curs super intens, am petrecut-o integral în prezența unui profesor foarte cunoscut de aici, care a cofondat compania Blackstone, care managerează asset-uri de $1 trillion în America și în toată lumea, este absolut huge. Am trecut prin foarte multe exerciții de negociere, de la fermieri până la probleme de securitate națională, și unul din lucrurile pe care le-am învățat astăzi este că nu înseamnă nu astăzi. Thank you very much for everything. Okay, appreciate it. Sper că v-a plăcut tot clipul. Pentru mine a fost o experiență foarte faină prin prisma oamenilor pe care i-am întâlnit și informațiilor pe care le-am primit, și abia aștept să revin la Harvard pentru următorul modul. Vreau să-mi lăsați în comentarii orice întrebări aveți despre cursuri, despre Harvard, despre tot ce s-a întâmplat, și abia aștept să vă răspund în măsura în care știu să vă dau răspunsuri. Și aveți în descriere un link unde puteți accesați toate materialele pe care eu le-am primit la acest curs de negociere, în speranța că vă vor ajuta și pe voi. Asta am fost eu, like, share, subscribe și ne vedem săptămâna viitoare!